sesiune specială și o începem de dimineață cu prezența extraordinară aici, în România, a doi colaboratori cu care de mult realizăm planuri de lucru, sperăm prezente și de viitor, și care, sigur, nu ar mai avea nevoie de prezentare, dar eu totuși, pentru toate generațiile, vreau să subliniez încă o dată și de mai multe ori tot ceea ce au realizat până acum și pornind cu discuția pentru domnul profesor Adi Garfunkel, care este o personalitate internațională și în România recunoscută de foarte multă vreme. Profesor în medicină orală, Hadassah Hebrew University din Ierusalim, Israel. Sigur că în anesteziologie este părintele, ca să spunem, a anesteziologiei. Este decan emeritus al facultății din Hadassah, director emeritus al centrului de est și centrului de Cohen Walter al compartimentului de educație a facultății de medicină din Ierusalim, iarăși chairman emeritus al spitalului pe departamentul de medicină orală, profesor sigur asociat în Universitatea Hoffman din Statele Unite, profesor ajung de medicină în Colegiul de Medicină, de asemenea, din Philadelphia, deci din Statele Unite, fondator și director medical al Societății de Sănătate și Bătrân din Israel, cofondator al medicinii orale, centrul de implantologie Asaf Halot, spitalul Asaf din Israel, sigur, membru activ al societăților și academiei americane, doctor honoris causa și aici avem și în România o reprezentare a domniei sale la Universitatea Carol Davila, respectiv la Universitatea din Nippon, Japonia, încât e o carte de vizită care încă de 10 ori mai poate fi completată. La Iași nu mai spot, dar aici e o misă a fi scrisă, dar consider că ceea ce face domnia sa pentru noi este un model, un reper și mai departe considerăm că în orice și îmi propun foarte multe să colaborăm și pot să dezvălui deja pe Masterul European de Implantologie care e cald acreditat, vom avea punți de legătură și colaborări ca și profesor asociat al Universității noastre de Medicină și Farmacie Bredepova din Iași. Sigur, un colaborator drag al domniei sale și al nostru în egală măsură, domnul profesor Doron Haim, care de asemenea este profesor asociat al Universității Medicină și Farmacie Bredepova din Iași, este director al Centrului Oral Health and Dental Implantology, de asemenea Spitalului Harofer din Israel, fondator al Societății de Sănătate și iarăși pentru bătrân din Israel, Master in Public Health Administration din Statele Unite, sigur, prezintă certificatul tratamentul și, bineînțeles, iarăși pe anestezie aici are o reprezentare de excepție. Membru a Consiliului Științific din Israel și Asociației Dentale din Israel și, respectiv, în Academia Americană. Astăzi ne vor încânta cu o prelegere, desigur, care se adresează reabilitării, dar care presupune anestezia generală, pentru că nu putem concepe reabilitare care, și așa cum se spunea ieri și domnul doctor Bucur iarăși sublinia că nu s-a dat pe mâna celor care realizează reabilitarea, cred că e greșit spus,
Reabilitarea înseamnă coparticiparea tuturor specialităților. E clar că un coordonator pe reabilitare înseamnă să aibă toate specialitățile, un lucru care nu se găsește și nu are cum să aibă o viață, două vieți trebuie să aibă să le cuprindă cu toate specialitățile, încât în condițiile acestui domeniu este obligatoriu să lucrăm sub anestezie în general. Încât să invităm pe cei doi maestri și să începem această prelegere care s-a anunțat a fi de excepție. Vă rog. Vreau să le văd dezafăcii. Să vorbesc românești. În primul rând, mulțumesc că ne-ați invitat să învăț să vorbesc la plural. În al doilea rând, este într-adevăr o plăcere să venim la voi la București și să vorbim multe dulce și frumoasă limba ce vorbim, care câteodată ne cam greu, dar o să ne descurcăm. În legătură cu volumul publicului, nu avem nicio problemă, pentru că în sinagogile grești, dacă ai 10 bărbați în cameră, poți să te rogi cu Dumnezeu și te aude direct. Așa că avem, nu că vreau să jignesc femeile, dar 10 bărbați avem, așa că tot e regulă. Și atunci, dar n-am cu ce să schimb tot. Bine, atunci, după cum am spus, mulțumim și mergem mai departe și o să vorbim despre reabilitarea orală cu subanestezie generală. Și o să vedeți imediat că, de tot și de drept, n-avem încotro în cazul de felul ăsta decât să lucrăm sub anestezia generală. De unde venim? Venim dintr-un spital care se numește Asaf Orfe, unul din fondatorii medicinii din Israel, mă rog, nu contează. Asta, așa arată locuința, localul nostru și vreau din primul moment să mulțumesc colaboratorilor ale căror numele ați văzut acum o secundă. Despre ce discutăm noi? Discutăm despre anestezie generală și dacă ascultați un pic muzica din background. Anestezia devine ceva romantic, devine ceva plăcut. Se introduce un tub în nas, dar tot cu multă dragoste și cu delicatețe. Scupăm gura pacientului ca să nu poată să reacționeze la ceea ce facem și să nu facă aspirație de particule. Și în liniștea asta începem procesul de anestezie după ce pacientul este anesteziat în aceeași fel cum sunt anesteziați pacienții pentru operațiile abdominale, monitorizat în modul cel mai modern și mai complet. Și, în general, vedeți cazurile dinainte și de după, o tendinție distrusă și ceva superb la sfârșit. În mijloc ce se întâmplă, nu prea auzim. Auzim numai despre punți, auzim numai despre implante, auzim despre estetică și toți sunt foarte mulțumiți și nu au niciun fel de probleme. Care mi se pare un pic curios și din cauza asta, după ce am văzut în mod de atât de rapid cazurile prezentate, o să trebuie să începem să ne gândim la cazurile noastre. De fapt, ce se întâmplă împrejurul implantelor? Ce se întâmplă împrejurul tratamentului? Vorbim de tratamente care, după cum ați văzut așa, en passant, sunt foarte lungi, mulți dintre pacienți sunt tentofobici, pacienților este frică, în afară de asta sunt sub stres, bienvenit, Monsieur Profesor. Sunt pacienții sub stres, s-ar putea să devină hipertensiv, s-ar putea parte din ei să fie diabetici și atunci trebuie să ne măsurăm și cu astea înainte de începem să-i tratăm. Pentru asta avem nevoie de un team, avem nevoie de o echipă. Și echipa pe care noi am realizat-o este o echipă în centrul căreia se află chirurgul, și în împrejur aveți anesteziologistul, aveți un periodontist, un endodontist și bineînțeles medicina orală, că nu o să mă las pe mine singur afară, nu? Și atunci, în momentul în care începem să tratăm pacientul, l-ați văzut cu muzică, nu totdeauna e muzică,
Dar începem să introducem anumite medicamente. Medicamentul pe care noi îl preferăm în cazul de anestezie generală în stomatologie este propofolul, care este un hipnotic. De ce l-am ales tocmai propofolul? Am ales propofolul pentru că ieșirea din sub anestezie este mai rapidă, mai lentă, mai rapidă, dar ușoară și fără efecte secundare după. În afară de aceasta, pacienții trebuie să fie paralizați, de fapt, din punct de vedere al musculaturii voluntare. De ce? Ca să putem să introducem tubusul. Când am văzut muzica și tubusul fiind introdus, se pare ceva foarte simplu, nu e simplu deloc și avem nevoie de specialist în anesteziologie care să înțeleagă ce vrem noi să facem mai târziu, că altfel n-ar fi făcut intubația nazală. În afară de asta, în cursul tratamentului, tratamentul fiind atât de lung și un tratament dureros, in spite of, cu toate că pacientul este sub anestezie generală, avem nevoie să adăugăm și anestezie locală. De ce ne folosim noi în general? Ne folosim de lidocaină cu adrenalină, dar noi se numește lidocadren. Și ceea ce trebuie însă să avem mare grijă în anestezia generală este să comunicăm cu anestezistul că în momentul în care noi ne folosim de lidocaină cu adrenalină, oxigenarea pacientului să fie perfectă. Și nu adăugăm la acest pacient nitrosoxid, care în general este folosit în anestezia generală. O să mai fie conferințe în decursul congresului în legătură cu subiectul de care eu vorbesc, dar am curajul să vă spun că în momentul în care ne folosim de această anestezie care conține adrenalină 1 la 100 de mii, adică 1 gram la 100 de mii de centimetri cub, nu s-au văzut schimbări, nu s-au observat schimbări dramatice hemodinamice, adică nu s-au văzut schimbări dramatice, nu în tensiune și nu în puls. Ceea ce trebuie este luat în considerație în mod foarte serios, este un lucru care în general este neglijat din nefericire, și anume nivelul potasiului în sânge. De ce nivelul potasiului trebuie monitorizat? Pentru că în momentul în care un pacient, de exemplu, pacienții noștri care au probleme cardiace sunt tratați cu medicamente din grupa de digital, atunci, în cazul în care nivelul potasiului este scăzut, digitalul devine absolut periculos, poate să se ajungă la arest cardiac. Și lucrul ăsta a fost deja publicat, a fost publicat anul trecut. În continuare, acum trebuie să menținem anestezia respectivă a pacientului. De ce ne folosim? De ce substanțe ne folosim? În primul rând ne folosim de izofluran. Asta este gazul anesteziant hipnotic. Fiți atenți că următorul este oxigen cu aer, nu cu nitroxid, un lucru excepțional de important. Și ca neuroleptic și analgezic, de fapt, ne folosim de ramifentanil. De ce ramifentanil? Asta discutăm cu Doron ieri. De ce ramifentanil? Pentru că ramifentanilul, în afară de faptul că este foarte eficace, nu are after effects, adică la sfârșitul anesteziei, pacientul își revine în mod total și rapid. Dacă vorbim de o anestezie care ia 6 ore, e clar că pacientul trebuie să fie hidratat, noi ne folosim de Hartmann, Ringer lactat, în timpul de 6 ore, circa 1500 de centimetri cub, un lucru care trebuie luat în considerare dacă vorbim despre starea cardiovasculară a pacientului. În continuare, având în vedere că știm că vom avea un tratament lung, complicat și foarte agresiv din punct de vedere al țesuturilor cu care ne ocupăm, O să avem nevoie și de antibiotice. Și o să discut puțin subiectul acesta, pentru că este un subiect foarte cald. Sfârșitul subiectului este că, în ziua de astăzi, unul din marii dușmani ai sănătății populației globale sunt antibiotice. Sunteți de acord sau nu? În sensul că trebuie să ne măsurăm din ce mai des cu pacienți care sunt infectați, pot să spun, nu știu, dar infectați cu microbi care sunt rezistenți antibiotice.
Și atunci, din cauza asta, am decis cu Doron ca să vorbim puțin mai pe îndelete despre antibiotice. Revine penicilina. Revine penicilina cu bătrânul, cu răposatul Fleming și revine penicilina pentru că penicilina este o antibiotică eficace și la gram pozitiv, la aerobic gram pozitiv și la anaerobic care se află în cavitatea bucală. Este efectivă și la abcese, și la abcesele periodontale, și la pulpele necrotice. Penicilina simplă. Dacă vrem o penicilină nouă, să zicem așa, care nu este naturală, este amoxicilina, care împreună cu acidul clavulonic, adică împreună se numește Augmentin, care s-a găsit că este foarte eficace și pentru stafilococi, și pentru streptococi, și pentru pneumococi. Adică acoperă aproape tot ce avem nevoie să ne măsurăm. Dar, ca să ne complice viața, avem pacienți care sunt alergici la penicilină. Sunt sau nu sunt, asta nu este 100% clar. Dar în momentul în care un pacient vine cu un diagnostic de alergie la penicilină, nu avem un control, trebuie să ne supunem situației și atunci vă dau aici lista de antibiotice de care sunt recomandate astăzi. Clindamicina este foarte bine, foarte mult recomandată și de ea ne folosim foarte des, în cantitate de 300 de miligrame de 4 ori pe zi. Problema este că câteodată poate să fie să producă probleme gastrointestinale. Azitromicina devine o antibiotică modernă în stomatologie, ca să nu vorbim de metronidazol, care este foarte efectiv pentru bacteriile anaerobe, spirochetele subgingivale. Cefalosporinele, mare lor avantaj este că pătrund în mod preferențial în os, în special în osul alveolar. Tetraciclina, care este, cu ea avem o problemă, că nu este bactericidală, ci bacteriostatică, este problematică, dar le putem folosi de ea. Fiți atenți că am pus aici ceva cu trei semne de întrebare. Toxicilina, care este o tetraciclină, 20 de miligrame de dor pe zi, timp de 9 luni. Așa erau sau sunt tratați pacienții cu periodontită în ziua de astăzi. 9 luni, 20 de miligrame. Doxiciclina, 20 de miligrame, e foarte scumpă, în primul rând, și în al doilea rând s-a dovedit în ultimul timp că tratamentul ăsta, care a fost foarte modern și foarte recomandat, nu mai este recomandat. Ceea ce reușește să realizeze este să creeze specii de microbi rezistente la antibiotici. Așa că, din punctul meu de vedere, ce puțin, am uitat, nu ne mai folosim de ea. Același lucru cu ciprofloxacina și dacă ajunge la infecții care sunt deja în osul alveolar, ne folosim de drumul parenteral și este recomandată lincomycin, lincomicina. Există o mare problemă. Când vorbim despre implante, tratăm pacientul cu antibiotice în mod profilactic sau nu tratăm pacientul? Și părerile sunt diferite în literatură. În 1999 a fost publicat un articol prin care 2 grame de amoxicilină reduce eșecurile de implantologie și încă o Rizzo, care este un om foarte serios, un cercetător foarte serios, a descris implantele endosoase, 521 de implante, care și susține că au fost reduse infecțiile. Pe de altă parte, vine Ginter, a venit Ginter în 1998 și susține că fără profilaxie antibiotică a avut același succes. Și aici vedem deja, anul trecut, 11.000, peste 11.000 de implante fără antibiotice și nu s-a găsit niciun avantaj când au fost folosite antibioticele profilactice. Asta este prima bază științifică și acum Doron, hai, o să înceapă să vă descrie. Despre ce vreau să vorbim cu voi astăzi este de o pacientă de factor. Am hotărât să luăm astăzi un caz și să luăm de la început până la sfârșit cu toate implicațiile sistemice a ei. Aici vedem o femeie de cam 55 de ani cu eredată totală, putem să vedem căderea buzei,
ajuns la noi cu cerințe estetice foarte mari, ea vrea și din punct de vedere funcțional și din punct de vedere estetic să se întoarcă la ce au avut înainte. E fardată, putem să vedem comisurile cu care căzute de la lipsa de dimensiune verticală și în partea cealaltă la fel. Pacienta avea 55 de ani și ne aduce anumite probleme. Dinții foarte frumos, dar în afară de asta, pacienta este hipertensivă, dar este controlată cu medicamente, are suferă de diabet tipul 2, tipul 1, insulin independent, dar aici și aici deschid puțin o paranteză, lucrul cel mai important la pacienții diabetici care sunt și ei în dezbatere, dacă avem voie, nu avem voie să-i tratăm cu implante și așa mai departe, este să ajungă la hemoglobin A1C. Hemoglobin A1C este hemoglobina care reflectă echilibru metabolismului glucozei în ultimele 120 de zile. De ce? Pentru că hemoglobina A1C se află în interiorul eritrocitelor. Țineți minte de anul 2 al fiziologiei, eritrocitele trăiesc 120 de zile, așa că vorbim aici despre de 4 luni, nu glucoza care o măsor pe moment. Și pentru pacienții care vor trece tratamente cu implante, noi avem grijă ca hemoglobina A1C să fie până în 7. În afară de aceasta, pacientul a avut un cerebrovascular accident, a avut o hemoragie cerebrală, suferă de insuficiență cardiacă, a fost cateterizată, i s-a pus un stent într-una din arterele coronare și a trecut și o tiroidectomie parțială durante un an. Dacă toate astea nu erau suficiente, că ne uităm la panorame cu ei care e luată pe CT, vedem atrofia foarte mare în zonele posterioare a manipulei și atrofia foarte mare, foarte avansată al maxilei și vă duc aminte, pacienta asta vrea o lucrare fixă. Nu vrea în niciun caz o lucrare mobilă, a avut o lucrare mobilă, dacă vedem, avem trei implante în zona anterioară al mandibulei. De fapt, ea a avut în trecut, a avut implante și în zona posterioară al mandibulei, care între timp au ieșit. Dacă vedem secțiunile de la CT, vedem cel puțin o să avem și în zona posterioară, avem cam 4-5 mm de os în zona sinusurilor și în zona frontală vedem o atrofie orizontală foarte mare cu os de cam 2 mm. În zona asta nu putem face implante și de-a doua parte nu putem să dăm destul de suport pentru buza superioară. Când vedem secțiunile la mandibulă, la fel, vedem o atrofie foarte mare în zona posterioară, cu o scan de 2,5-3 mm, e imposibil de făcut implant în cazul ăsta. Dar totuși ce am făcut să facem la pacienta asta, ăsta e planul de tratament care l-am finalizat, facem două elevări de sinus maxilar, punem trei implante în zona posterioară, care după aia o să primească o lucrare fixă, care o să stea peste trei implante. După aia o să facem două blocuri în zona frontală. O să adăugăm două implante tot în zona frontală. O să schimbăm platforma protetică din hexagon intern cu multi-unit abatment la un hexagon extern și o să facem o lucrare fixă înșurubată în implantele de pe maxilă. La mandibulă, i-au venit cu trei implante în zona frontală, în zona posterioară a mandibulei, la fel, blocurile care le-am ales este din sursă umană, în cazul ăsta o să vă arătăm noi în continuare, și trei implante în fiecare parte al zonei posteriore. La fel, schimbarea platformei protetice
la o platformă de un hexagon extern și o lucrare fixă înjurată și la mandibulă. Întrebarea este ce medicamente primește pacienta asta înainte de doron începe chirurgia și cu reabilitarea protetică. Pacienta primește beta blockers, primește propranolol. E interesant de văzut dacă putem trata pacienta cu adrenalină, cu anestezie locală cu adrenalină în momentul în care e tratată cu beta blockers. De ce asta? Pentru că adrenalina afectează și receptorii alfa și receptorii beta, având în vedere că receptorii beta sunt blocați de propranolol pe care pacienta îl ia pentru tensiunea ei, atunci adrenalina va influența numai receptorii alfa. Și dacă va influența numai receptorii alfa, înseamnă că va influența vascularizarea periferică, care poate duce eventual, o să vedem imediat dacă da sau nu, poate duce eventual o ridicare semnificativă a tensiunii. În afară de asta, pacienta este tratată cu inhibitor de ACE, e tratată cu insulină și un lucru care trebuie luat în considerație, pentru că îi spui pacientei să vină în post de cel puțin 12 ore, care schimbă deja metabolismul glucozei. Și aici ajungem la una din marile probleme, cele mai comune probleme în stomatologia modernă, și anume tratamentul cu anticoagulante. Pacienta este tratată cu Coumadin. Și în momentul în care pacientul este tratat cu Coumadin, avem nevoie de un examen sanguin, care se numește INR, INR, International Normalization Ratio, care vine să înlocuiască tipul de protrombină. N-am timp să vă explic acum, n-are sens. În orice caz, ăsta este examenul de bază și noi putem trata astăzi pacienții, chirurgical vorbind, cu INR între 2,5 și 3,5, adică nivelul de anticoagulare pe care doctorii care tratează pacienții au ei nevoie. Un lucru vă spun din primul moment, ca să continui și cu asta și mai târziu, nu este voie de întrerupt tratamentul cu anticoagulante, în mod absolut și categoric. Toate metodele care erau până acum cunoscute și aplicate se spitaliza pacientul, opreau Coumadina, se injecta heparină. Uitați de asta, sunt mulți medici care mai fac asta în ziua de astăzi, din nefericire. Rolul nostru ca stomatologi este ca să-i updatăm, să le explicăm că nu mai este nevoie de făcut asta. În afară de asta, pacienta primește digoxin și v-am spus înainte de adrenalin și hipocalemie. În momentul în care digoxinul este normal, între 4,5 potasiu, este normal 4,5 până la 5,5 mg echivalenți, atunci nu avem nicio problemă cu putem trata pacienții. Noi avem nevoie și avem în clinica noastră la Saporofe, unde Doron și cu mine lucrăm, avem glucometru ca să avem grijă și de nivelul de glucoză imediat înaintea tratamentului, mai departe. Am făcut studii de laborator, bineînțeles, ca la orice pacient înainte de anestezie generală. Vedeți, INR-ul ei era 2,4, așa că nu avem nicio problemă cu Martina pe care o ia. Și în afară de asta, ce ne interesează hemoglobina, care vedeți că este în limita normală. Și dacă vorbim deja despre coagulare și vorbim despre sângerare, și bienvenit, și vorbim despre probleme de sângerare exagerată, atunci nivelul trombocitelor este absolut normal. 267.000 următor. Am început anestezia generală, după cum am spus, cu propofol, cu esmeron. Cu asta se începe anestezia, nu ne mai folosim de depolarizing agents, că era subcinil colina, din motive fiziologice importante. Se introduce tubul nasotracheal, fixația devine aici foarte, foarte importantă, că noi ne implicăm exact în cavitatea bucală și am putea să mișcăm tubul, așa că fixația este de importanță uriașă. Și una din mare întrebări în anestezie generală este, și Moșeu să fie de acord cu mine, cine este responsabil de fixație, anestezistul sau stomatologul? Pentru că dacă tubul se mișcă sau ferească, nu intervieze, suntem într-o problemă uriașă. Așa că, în momentul fixării, cooperăm anesteziștii cu
cu stomatologii. După cum am spus, asta este menținerea anesteziei generale, nu vreau să mă repet, și în plus, noi vom avea nevoie de alte medicamente. Vom avea nevoie asta, chirurgii noștri cel puțin, nu știu dacă toată lumea va fi de acord de eficacitatea tratamentului ăsta, steroizi Dexacort, intravenos se dau pacientului, în timpul spre sfârșitul anesteziei generale, pentru că vor să micșoreze reacția inflamatorie. Și după părerea lor, reacția inflamatorie este într-adevăr scăzută și după ce se face reversă pentru pacientul, se trezește deja, se adaugă morfina ca un analgezic. În timpul anesteziei generale în stomatologie, având în vedere că ne implicăm într-o regiune atât de sensibilă, regiunea asta superioară a sistemului respirator, atunci avem nevoie și de electrocardiogram, și de măsurarea temperaturii. Tensiunea, fiți atent, tensiunea în cazul acesta nu s-a schimbat în cursul anesteziei. Între 75 și 100, tensiunea sistolică la început, 45 și până la 60 diastolică și la maximul ce am ajuns, am ajuns la sistolică 147 și diastolică 97 în momentele cele mai critice. Ceea ce vreau să spun este că folosirea adrenalinei în anestezia locală, la pacienta noastră, nu a avut o influență remarcabilă. Pulsul a fost între 60 și 70, cu adrenalina v-ați așteptat pulsul să sară, dar nu se întâmplă nici asta. Saturația oxigenului a rămas în permanență 100%. Nivelul de dioxid de carbon expirator și el a fost în limita normală și urinarea, care aici este depictat într-un mod foarte plastic, a fost tot un litru și jumătate. Și de asta trebuie să avem nevoie. Nu uitați, vorbim de 6 ore de anestezie generală. Majoritatea pacienților noștri în stomatologie, când este vorba de un caz, cum v-a descris Doron, și va lua 6 ore de sau chiar că trebuie să întrebe, adevărat, chiar dată e mai mult de 6 ore. Avem caz și stagiul astea, trebuie pacienții se introduce un cateter urinar. Mai departe. Pulsul. Nu l-auzim. L-auzim cu greu. Și asta ne bagă în tensiune. Dar aici vreau să accentuez un singur lucru și anume că responsabilitatea asupra pacientului este responsabilitatea noastră împreună cu anestezistul, pentru că noi am adus, de fapt, pacientul la tratament, nu anestezistul. Așa că pacientul al meu, eu sunt responsabil. Sau, mă rog, eu prefer Doron să fie responsabil, dar, mă rog, asta e altceva. Pacienta noastră primea cumadina. Și în momentul în care pacientul primește cumadina, atunci una dintre întrebările cele mai importante este mergem să facem, ne implicăm în așa operație complicată. Și atunci, vorbim de un pacient care este tratat cu agenți orali anticoagulanți. Și cine primește anticoagulanțele? Astea sunt pacienții care au înlocuiri de valve cardiace prostetice, care au avut tromboză de vene profunde, care au trecut infarct de miocard, care au avut stroke, care au suferă în prezent de fibrilație atrială și asta este un diagnostic foarte comun. Angina pectoris nestabilă, nu stabilă, ci nestabilă, sau alte grupuri de risc. Despre ce vorbim? Vorbim despre un medicament, nu mai vă aduc aminte puțin din farmacologie, care blochează formarea protrombinei și blochează formarea factorilor de coagulare. Previne, în special, metabolismul vitaminei K, în forma ei activă și din cauza asta dietele pacienților aceștia sunt speciale, nu au voie să digere verzituri, legume care conțin vitamina K. Viața lor prelungită este de 36 de ore, influența varfarinei cumadine este 36 de ore, așa că întreruperea cumadinei pentru mai mult decât asta devine periculos și INR-ul, International Normalization Ratio, la acești pacienți care vi-am descris mai înainte, trebuie să fie între 2,5 și 3,5.
Dacă avem un roci aici, noi ca stomatologi, dacă un pacient este over-anticoagulated, dacă primește cantități exagerate de anticoagulante, parte din pacienții ăștia vor veni cu sângerare spontană gingivală. Și atunci avem un rol în cooperarea cu, cu cardiologii, mai departe. S-au făcut studii nenumărate în subiectul acesta și s-a ajuns la concluzia că nu există nicio bază științifică de care să susțină, să aprobe întreruperea tratamentului cu aceste anticoagulante. Și la ceea ce trebuie noi să ne gândim, noi ca stomatologi, trebuie să ne gândim la cele două posibilități. Pe de o parte aveți posibilitatea ca pericolul, ca pacientul să sângereze în mod exagerat, dar pe de altă parte aveți pericolul ca pacientul să dezvolte o tromboembolie. Și eu mă întreb în modul cel mai simplu, fără bază științifică, ce este mai periculos, o embolie la creier sau la plămâni sau o sângerare puțin exagerată. E clar că, că sângerarea exagerată este de preferat unei embolii cerebrale. Și atunci, există astăzi evidență științifică suficientă care susține că se pot plasa implante sau să facem chirurgia despre care noi vorbim la pacienții care sunt tratați cu cumadină și INR-ul lor este până la 3 și jumătate, mai departe. Brindel a dovedit că nu a fost nicio legătură directă între anticoagulante și sângerarea și vedeți aici, noi vorbim de 2400 de proceduri, 2400 de proceduri și 1,3% au avut o sângerare puțin exagerată care și a fost controlată cu măsuri locale. Pe de altă parte, pe de altă parte, când s-a întrerupt tratamentul cu anticoagulante în 493 de pacienți, 4 din ei au avut evenimente tromboembolice fatale. Fatale înseamnă că, cum ai spus? Exitus. Înseamnă că au murit. Și atunci mă întreb eu și ne întrebăm noi, ce preferăm aici? Să sângereze puțin mai mult și o să vedem imediat cum ne măsurăm cu sângerarea sau să-i punem în așa un pericol. Mai departe. 1% e adevărat, mă rog, 1% e la mine în clinică sau la mine în spital, este prea mult. Și atunci, când facem proceduri de felul ăsta, despre care o să auziți mai târziu în amănunte, nu o să vi le descriu eu acum, atunci avem la dispoziția noastră măsurile clasice. Măsurile clasice cu celuloză, cu gel foam, cu săturile, cu săturile, asta este știut. Dar, acum, având în vedere că pacienții ăștia vin din ce în ce cu pretenții mai mari, că vor, nu vor o extracție de un dinte de lapte rece, vorbind de o expunere uriașă de os, atunci ne folosim astăzi de medicamente din grupul antifibrinolitic. Și medicamentul de preferat în grupul antifibrinolitic este acidul tranexamic, care se numește hexacapron, care astăzi, după părerea mea, fiecare clinică trebuie să-l aibă, nu este nicio problemă, nu e scump, e ușor de obținut, care ce face, eu o să mai vorbesc despre asta mai târziu, inhibă liza chiapurilor de sânge. Pentru că el inhibă procesul de transfer a plasminogenului la plasmin, care plasmin, de fapt, este cel care atacă fibrina și o dizolvă, și atunci se dizolvă chiar cu sânge și atunci pacientul sângerează. Și noi cu acest acid tranexamic putem să oprim. Care este protocolul? Asta poate este locul unul dintre cele mai importante din prezentarea mea. Protocolul de folosire a acidului tranexamic. Vorbim de o soluție de 4,8%, îi dăm pacientului să fac o spălătură de gură cu această, cu 5 cm cub de acest lichid și o să vă întrebe doctorii care îi tratează, cardiologii, de exemplu, dacă nu se absorbe în sistem, că dacă se absorbe în sistem, atunci prelitează efectul anticoagulantelor, cumadina,
s-a dovedit în mod științific că nu este absorbit din cavitatea bucală în sistemul general. După ce extracția dintelui, atunci alveola este irigată cu acea soluție, nu se injectează, se irigă alveola cu aceeași soluție și se poate pune înăuntru, după asta, celuloza de care nu folosim. Bineînțeles că suturile sunt rezolvabile, ca să nu sângereze din nou că scoatem suturile. După aceea, după ce se termină tratamentul, după ce am terminat tratamentul, pacientul va continua să facă spălături de gură cu 10 cm cub de acid tranexamic de 2 minute, de 4 ori pe zi, pentru următoarele 7 zile. Și o să vedeți imediat ce s-a întâmplat cu pacienta asta. Să zicem cu toate măsurile astea, totuși pacienta, i-am ridicat la primul meu, că pacienta asta cu toate astea sângerează. Dacă pacienta cu toate astea sângerează, atunci iar se poate iriga regiunea respectivă cu acid tranexamic, să ia un pansament, se imbibă cu acid tranexamic și se închide pe el și atunci sunt aproape sigur că în mare majoritatea cazurilor nu veți avea complicații și acum să vedeți ce se întâmplă. Și acum începem cu, prima etapă al planului nostru de tratament este sinus lifting plus 3 implante în zona posterioară al maxilei. Nu o să intră în prea multe detalii a sinus lifting-ului, că asta este o chestie care o vedeți foarte, foarte mult. Deci ridicarea golului, deschiderea ferestre, introducerea baios, crearea spații pentru implante, unde o să intre implantele după aia și aici și lăsăm implantele în maxilă. Pare totul foarte simplu, dar avem și complicații. Cum spunea pe vremea Gheorghe Deș, dar mai avem și lipsuri. Și una din lipsurile pe care le avem este că se întâmplă că se perforează membrana sinusului, este să fie o sângerare exagerată din vasele de sânge, acum nu vorbesc de anticoagulare, țesuturile care se grafează, s-ar putea să se infecteze, să nu se formeze os, și asta se întâmplă, nu întotdeauna reușim, și infecția devine periculoasă și din cauza asta să mai vorbim din nou despre antibiotice, pentru că infecția din sinus poate să ajungă la sistemul nervos central, să formeze abcese în creier, abcese orbitale și cel mai periculos, tromboza sinusului cavernos, care se întâmplă mai departe. Atunci, cum tratăm? Tratăm prin drenaj, tratăm cu antibiotice sistemice, de exemplu, omentina, care este amoxicilina cu acid clavulonic. Personal, cred foarte mult în clorexidina, care este un antiseptic excepțional. Sunt și păreri contra, să nu vă mirați dacă se găsiți în literatură. Noi credem în asta. Spălătura de sinusului cu apă oxigenată ca să eliminăm bacteriile anaerobice, chiuretajul bineînțeles și după aceea spălături cu tetraciclină într-o soluție de 50 de miligrame per milimetru și atunci osul grafat se amestecă cu tetraciclină. V-am spus în minte că tetraciclină este absorbită în mod preferențial în os. Am terminat cu sinus lift-ul și acum ajungem la protezarea provizorie prima, care punem două proteze provizorie pe și în la maxilă și la mandibulă. Putem vedea aici cum arată pacientul după ce am creat protezele provizorii pentru prima etapă. Pacienta merge acasă cu protezarea asta pentru 9 luni de zile și continuăm tratamentul după 9 luni de zile. Vorbim despre succesul implantelor. E clar că noi nu putem să promitem un succes de 100%, cine promite un succes de 100%, minte 100%. Așa că văd că s-a mis la dos.
Este absolut de acord cu mine, dar s-a înfrit să ajungi la o anumită vârstă și cu o anumită cantitate de păr am ca să recunoști asta. În orice caz, vă arăt aici un studiu făcut pe 53 de articole științifice, 53 de articole științifice până anul trecut și vorbim, când vorbim de o failure, de o insucces al implantelor, vorbim de implante care au ținut mai puțin de trei luni, s-au folosit numai în studiul ăsta de pacienți de low risk, adică n-au venit pacienții care au osteoporoză avansată sau o boală malignă cu metastaze osoase, să sunt tratați cu bisfosfonați, care este una din marile drame ale stomatologiei moderne, și s-au folosit de antibiotice, s-au folosit de antibiotice și din grupul de penicilină, clindamicină, după cum am spus, amoxicilină și de cefalosporine și de spălături de gură cu clorexidină. Ce mai departe, ce mai departe. Care au fost succesul, failure? Succesul cu antibiotice. Fiți atenți că asta este foarte interesant. Domnul profesor, ce urmare. Nu scuze. Asta trebuie. Nu, pentru profesorul Tiro, pe tine te pup, rămânește și ne dai că după aia te tot. Tiro, wow. O mare pentru noi. Succesul cu antibiotice, asta este un lucru care este pentru mine ce puțin foarte important, după ce v-am spus cât de periculoase sunt antibioticele. Cu antibiotice, când vorbesc de implantele, cu antibioticele, în 8783 de cazuri, au reușit din 9100 de implante. Fără antibiotice, mai puțin în general, 2125 de succese, versus 2305. Și atunci comparația este 96% versus 92%, care este o din punct de vedere statistic, nu e significat. În sensul că după ce studiez aceste studii, atunci vezi că, de fapt, folosirea antibioticilor nu este îndreptățită. Mai departe. În afară de asta, trebuie să avem grijă de diabetul feric. Ca să avem grijă de diabetul ăsta, s-au publicat studii în legătură cu diabetul. Și ce vreau să învățăm noi aici este, de fapt, concluzia va fi că noi putem trata pacienții diabetici. La asta vreau să ajung. Nu vreau să ajung la ferească Dumnezeu, că nu putem trata. Ideea este cum să-i tratăm, nu cum să nu-i tratăm. Ca să nu-i tratăm, nu avem nevoie de conferință. Atunci, ca să-i tratăm, s-a dovedit, acum 3 ani, ultimul studiu, că în extracțiile dentare, controlul glicemiei nu a contribuit la repararea rânii, am să zic că nu a influențat, diabetul nu a influențat, și atunci s-a mers la implante. Și când s-a mers la implante este și mai interesant. S-a văzut că după un an de la plasarea implantelor, un diabet de tipul 2, adică non-insulin dependent, pacienții care nu primesc insulină și au fost controlați, hemoglobin A1C, țineți minte, până în 7, atunci însănătoșirea și osele de care implantelor a fost ca la oameni care nu sunt diabetici. Un lucru extraordinar de important. Dar totuși, ce se întâmplă cu diabetul, trebuie să înțelegem despre ce e vorba. E vorba de activitatea osteoblastelor și proliferarea celulelor este scăzută, citochinele preinflamatoare în diabet cresc, genele care controlează matricea osoasă sunt coborâte și proliferarea fibroblastelor este coborâtă. Și atunci, e adevărat că există o susceptibilitate crescută la infecții la pacienții diabetici, asta este